Mai mulți angajați ai instituțiilor de stat ar putea rămâne fără un loc de muncă după alegerile prezidențiale din 15 noiembrie. Candidatul PAS pentru funcția de președinte, Maia Sandu, anunță că va demite mai mulți bugetari pentru reducerea cheltuielilor. Maia Sandu susține că mai mulți angajați ai instituțiilor publice sunt inutili, astfel locurile lor de muncă urmează să fie lichidate. Voi veni cu inițiative legislative de lichidarea unor funcții inutile în alte instituții publice. Potrivit candidatului PAS pentru funcția de președinte, această inițiativă este una din 10 prioritare în cazul în care va ajunge în fotoliul de șef al statului. Anterior, Maia Sandu a mai promovat un proiect de optimizare a cheltuielilor bugetare. Reforma sistemului educațional, în urma căreia au fost închise aproximativ 200 de școli mici din țară. Turul 2 al alegerilor prezidențiale va avea loc pe 15 noiembrie. Pentru funcția de președinte candidează Maia Sandu și Igor Dodon.